cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește morarul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, știri din neamț. Să sperăm că astăzi o să fie la fel de bine ca și ieri, poate chiar un pic mai bine, măcar câteva zile să scăpăm fără furtuni, fără evenimente, fără victime până la urma urmei și să reușim încet, încet să debarasăm tonele de gunoaie care s-au adunat pe lacurile din județ, în zona barajelor, a grătarelor. Ieri publicam un filmuleț, de fapt mai multe filmulețe, de aici, din zona barajului Bâtca Doamnei, unde efectiv cred că sunt, dacă nu, sute de tone de gunoaie, pentru că totul este foarte umed și avem de toate acolo. Dacă aveți curiozitatea, puteți intra pe mesagerul să vedeți. Pentru că au fost zile intense, cu intervenții, cu probleme, pentru că avem chiar și pierderi de vieți omenești, ne-am gândit că ar fi bine în emisiunea de astăzi, pe de o parte, să informăm, pe de altă parte, să încercăm să apreciem eforturile făcute de instituția numită ISU în această perioadă, să încercăm să arătăm ce se face, ce se poate face și unde se exagerează cu anumite activități. În emisiunea de astăzi nu ținem cont de grade, începem așa că așa e politicos cu doamnele, doamna Irina Popa, purtător de cuvânt al ISU Neamț și locotenent, în primul rând, după aceea, purtător de cuvânt. Bună ziua, bine v-am regăsit după foarte mult timp într-o emisiune. Bună dimineața, vă mulțumim frumos pentru invitație, bine v-am regăsit. Și să sperăm că avem ce discuta. Alături de doamna Irina Popa, capitanul Andrei Grancea, eu spun așa direct, comandantul pompierilor pe zona Piatra Neamț. Bună dimineața, după mult timp, iată-ne din nou împreună într-o emisiune. Bună dimineața, bine ne-am revăzut și sper să ne revedem cu vești, să zic, mai bune decât cele pe care le-a adus weekendul care tocmai a trecut. Bun. Haideți, intrăm direct în subiect. A fost o perioadă destul de grea și aglomerată la nivelul instituției dumneavoastră. Am avut și pierderi de vieți omenești, una sau două, nu? Una. În județul Neamț, una. Da, deci la Almaș, da? Da. Și multe pagube. Cine începe? Cine face o sinteză? Cine intră în amănunte? Dacă îmi permiteți, o să încep eu. Odată cu misiunea de la Almaș, care din nefericire aduce așa un arc așa peste timp în anul 2018, când o altă persoană din Mărgineni, în aceeași idee, exact același lucru, a încercat să treacă peste un torent care în mod normal nu ne deranjează, nici nu-l vedem, poate nici noi. Noi avem, în timp ce vorbim, imagini, fotografii din, chiar și de la intervenție sunt acolo, așa că puteți... Sunt acele pârâi, acei torenți pe care nu îi băgăm în seamă în mod normal, dar care în momentul în care plouă foarte puternic devin periculoși. Așa s-a întâmplat și în 2018 la Mărgineni cu persoana care se întorcea cu animalele de la păscut. Așa s-a întâmplat din nefericire și acum recent. Râul Almaș a mai făcut o victimă în anul 2016. Eu merg așa să zic, cu niște evenimente din trecut, în ideea că nu trebuie să neglijăm deloc riscul pe care îl reprezintă un torent de nu mai mult de 30 de centimetri. Într-un clip preventiv, informativ preventiv, de mai vechi, de prin anul 2010, care trata mai multe situații de urgență, spune că un torent, că o apă de peste 30 de centimetri deja devine periculoasă. Deci de la jumătatea tibiei în sus ar fi bine să nu ne aventurăm să-l trecem. Oricât de, nu știu, nesemnificativ ne-ar părea că e de jumătate de metru lățime sau dacă este mai lat, cu atât mai rău. Deci nu încurajez pe cineva să treacă o asemenea apă.
este la îndemână, apel la 112 și vor veni colegi care sunt pregătiți, care au cum să se asigure, cum să facă astfel încât să poată trece persoanele în siguranță. Am avut misiuni de salvare de-a lungul timpului și le-am făcut cu, din fericire, cu succes. Am avut și asemenea misiuni din care, din nefericire, cu un preț foarte mare trebuie să învățăm, cu prețul câtorva vieți. Dar mesajul, îl repet, nu trecem, chiar dacă este și ne pare nesemnificativă înălțimea acelei ape. Bun, acum eu vă spun că, de exemplu, sâmbătă am avut o deplasare spre Brașov și pe tot drumul de la Onex spre Brașov, șoseaua era plină de apă și nu vă spun cum arătau pâraiele și torenții de pădure. Deci, clar că au fost lucruri deosebite. Dar să ne întoarcem la noi. A spus la Almaș în 2016 cu un copilaș, în 2018 la Mărginen. Acum vă întreb așa, ca oameni care mergeți des în zonă la acest tip de intervenții. Dacă în 2016 a murit un om acolo, aproximativ în zonă, nu cumva trebuia pusă cumva problema, dom'le, haideți să încercăm amenajarea acestor. Totuși Almașul e destul de aproape de Piatra Neamț. Amenajarea acestor pâraie n-ar trebui făcută cumva? Ați văzut la Rosnov? Probabil că dacă nu era făcută acea lucrare cu canalul respectiv de fugă, probabil că am fi avut pericol în zona, cum se cheamă cartierul respectiv acolo, am uitat cum îi spune, eu am un lapsus acum. Deci în cartierul respectiv, unde de obicei erau probleme, ar fi fost din nou probleme cu inundația. Deci, probabil că aceste lucruri... Aici vorbim totuși, dacă îmi permiteți, de o altă abordare de aceea a persoanei care încearcă să, și m-am limitat, care încearcă să treacă și să neglijeze. Bogdan, te rog frumos, dacă ai filmulețul acela care ți l-am dat dimineață, pune-l mare și să încerce să explice. Deci este la Măstacăn, dacă nu mă înșel, această traversare de pârâu. Comuna Burlești. Vă rog să ne spuneți ce se întâmplă acolo din punctul dumneavoastră. Haideți să vă spun ce ar fi făcut colegii mei, pentru că am văzut și eu acest filmuleț ieri. S-ar fi asigurat de acel pom, ar fi încercat, deși nu este foarte sigur și îl vedem deja că se înclină. Ar fi trecut un alt coleg asigurat de o centură, l-ar fi asigurat pe om și ar fi trecut împreună. Da? După cum vedem acel pom, dacă îl mai derulați odată, se vede că se mișcă și se mișcă la o solicitare foarte mică. În primă fază plus că torentul lucrează la rădăcină. Se vede clar. Deci este un pericol pe care și l-au asumat respectivele persoane. Bine, e de admirat cu siguranță intervenția efortul celor doi care au încercat să-l scoate. Cu siguranță efortul a fost unul pentru a-l ajuta, dar și-au pus în pericol. Dacă acel om aluneca, dacă, nu știu, avea funea, era udă, dacă avea, că se mai întâmplă de atâtea ori acele cordițe să mai aibă pe acolo pe unde le folosim o țintă, o ceva și s-a înțepat la mână, lucrurile pot duce către urmări dintre cele pe care ne dorim cel mai puțin. Am vrut să arăt lucrul acesta, că a spus că despre asta este... Exact la asta. Doamna Irina, încercați o sinteză a ce s-a întâmplat în perioada aceasta? Din fericire, în acest an ne-am confruntat cu mai puține inundații ca în anul precedent, în sensul că cele mai afectate localități au fost localitatea Gârcina, unde a fost comuna Gârcina, unde a fost pierderea unei vieți omenești. Am avut misiuni de evacuare a apei în zona Romanului, în comuna Oniceni și în municipiul Piatra Neamț și comuna Alexandru cel Bun. Acestea au fost localitățile în care s-au produs inundații. Poate ne gândim noi că oamenii au început să conștientizeze și și-au curățat șanțurile din fața porții, au evitat să mai arunce gunoaie acolo unde nu este un loc special amenajat și, bineînțeles, cred că nu au mai aruncat gunoaie în albea râului. Au fost intervenții mai puține, dar, din păcate, a fost cu o pierdere de viață. Bun.
pentru inspectorat, pentru organ, pentru detașamentul din Piatra Neamț, ce a însemnat weekendul ăsta? A fost un weekend în care noi am fost sub alertă, având în vedere acele avertizări de coduri portocalii, de coduri roșii prelungite, în momentul în care avem pentru 12 ore un cod portocaliu, ne așteptăm la ce e mai rău și experiențele cel puțin de acum 2 ani, când cred că vă aduceți aminte în Vălen ce efecte s-au înregistrat și cu atunci chiar cu riscul de a se pierde foarte multe vieți omenești, cu 15 persoane evacuate din casă, inclusiv copii. Vă dați seama că atunci când avem un asemenea interval cu avertizare de cod portocaliu, ne așteptăm să mai apară pe perioade scurte și coduri roșii. Ce a însemnat? A însemnat o tură de serviciu în alertă permanentă, a însemnat celelalte ture, deci toți colegii, tot detașamentul pus în alertă, inclusiv cei de acasă. Ne bucurăm că cel puțin ieri a fost vremea care a fost și nu a fost nevoie să ne ducem să intervenim. Așa cum s-a întâmplat de câteva ori, noi încercăm să fim de fiecare dată prezenți, să fim de, dacă nu ne cere apelul la 112 sau dacă nu ne cer alte intervenții, atunci nu ne ducem. Dar așa cum am văzut, acele mici misiuni, să le zicem, de bine, mici pentru noi, pentru oamenii care au, avut nevoie, sunt foarte importante și sunt aceleași, unele dintre zone sunt aceleași pe care le cunoaștem din fiecare an. Deja când plouă știm localitățile prin care trec apele și se scurg, vorbim de localitatea Vaduri care este mai jos, vorbim de ieșirea din municipiul Piatra Neamț spre orașul Bicaz, unde avem acele gospodării. Așa, acolo se adună pentru că sunt mai jos în acel amplasament de locuințe. Am avut acea misiune, zic eu, specială de la Piatra Șoimului și a fost așa o provocare pentru colegii noștri, pentru că a trebuit să manevreze acea scară care nu este deloc de neglijat ca dimensiuni, mai mult decât atât fire de curent electric și niște arbori au reușit să facă misiunea. Clar, eram pregătiți pentru, să zicem, o amploare mult mai mare, să îi evacuăm de acolo. Se pare că nu a fost nevoie, sperăm să nu fie nevoie pentru acele persoane de mai mult. Cum a reacționat autoritatea publică locală la nivelul municipiului Piatra Neamț? Știu că în momentul când s-au anunțat ploi, la un moment dat ei au deplasat niște mijloace în zona Vălenii aici, zona strandului. Lucrurile acestea se fac în urma unor discuții cu dumneavoastră sau e inițiativa lor? Noi avem discuții permanent și prin zona de dispecerizare și mai ales înainte prin Comitetul Județean sau Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Ei, cunoscând zonele inundabile și având o hartă care este făcută la nivelul municipiului, la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență și al Biroului Management pentru Situații de Urgență de la Piatra Neamț, au cunoscut treburile și s-au dus. Inclusiv au intervenit cu motopompă pe strada Petru Movilă pentru evacuarea apei. Avem activități comune, să zic așa, în creștere față de anii anteriori. Da, în acest moment trebuie ca, în momentul în care avem un cod de genul acesta, trebuie să întrunească Comitetul Județean pentru Situații de Urgență sau avem un cadru în care acționăm? Pentru că au existat voci, de ce nu s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență? Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a avut o întâlnire în 27 mai 2021, când s-au aprobat măsuri pentru reducerea efectelor fenomenelor meteo și hidrologice periculoase, cod portocaliu. Măsurile care au fost stabilite în acea ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au rămas valabile pentru toată perioada în care ne-am aflat sub avertizare meteorologică și hidrologică. După cum spunea colegul nostru, toți factorii de decizie iau la cunoștință despre riscul la care se supun, în sensul că Comitetul Local pentru Situații de Urgență din fiecare comună este pregătit, comună slash oraș, pentru că acest Comitet Local pentru Situații de Urgență este constituit în fiecare unitate administrativ-teritorială.
Bineînțeles că Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Unitatea Administrativ-Teritorială este în alertă în cazul în care se emite un astfel de cod, iar cetățenii considerăm noi că au învățat măsurile ce trebuie întreprinse înainte, pe timpul și după producerea unor inundații. Din păcate, mai avem și cazuri de acest fel, cum s-a întâmplat la Gârcina. Sperăm să rămână singurul caz din anul acesta și din anii ce vor urma, pentru că ne gândim noi că cetățenii au luat cunoștință de această tragedie și nu vor proceda la fel cum a procedat persoana respectivă. Haideți să explicăm un pic contextul. Deci un om este undeva, pe câmp, da, vine o ploaie, vine... Ce ar trebui el să facă? Poate presupunem că n-avea nici telefon. Acum să plecăm totuși de la ideea că un telefon are fiecare om asupra lui. Sunt acele chestiuni simple și rugăm pe toți cetățenii, dacă nu au deja sau dacă nu au stabilit setării, să pună acel roalert pe telefon. Sau aplicația DSU. Sunt cele două aplicații pe care noi le folosim și care ne dau informații utile. Nu trebuie să facem nimic mai mult decât ce ne spune acolo. Da? În mesajul roalert, pentru cel puțin pe codurile roșii, în aplicația DSU, pe mai toate codurile în parte, dau o serie de măsuri. Când a spus cod roșu sau cod portocaliu, vă adăpostiți, evitați deplasările, evitați nu știu, să zicem, activități, da, ce presupun deplasări lungi. Atât. Deci astea sunt chestiunile simple. Dacă a spus evitați deplasările, căutăm un loc de aplicația DSU, merg și mai în detaliu. Nu vă adăpostiți sub un copac izolat. Deci merg până acolo la nu le-am reținut nici eu chiar pe toate, pe fiecare în parte, dar acolo unde este nevoie se pot pune un exemplu, da? Nu stăm sub un copac pentru că știm că poate fi trăznit dacă este un copac singurel acolo, da? Și sunt situații care s-au întâmplat, care din nefericire nu am ajuns, să zicem, la cunoștințele și experiența de a aduna și a pune niște riscuri cap la cap și să tragem niște concluzii, să venim cu niște măsuri, decât după ce se întâmplă. Și se întâmplă cu prețul pe care îl știm cu toții, cu prețul unor tragedii. Asta trebuie să facă. A văzut că este avertizare de cod portocaliu, s-a retras într-un loc, așteaptă să treacă ploaia sau... Dacă lucrurile se înrăutățesc, ploaia devine din ce în ce mai intensă, atunci poate să ceară prin apel la 112 ajutor. Și m-ați văzut, de fiecare dată am fost acolo. Da, când sunteți anunțați, când nu sunteți anunțați, e altceva. Dar cel mai bine, noi avem un principiu, mai bine să mă cheme omul și să mă duc degeaba, decât să nu mă cheme și Doamne ferește. Da. Și să nu le fie frică cetățenilor să folosească numărul de telefon 112, pentru că este un număr de telefon la care se poate apela și este gratuit. Oamenii, am înțeles că se feresc să sune la 112 pentru că le e frică că vor apărea costuri suplimentare. Nu, acest număr de telefon este gratuit. Pot suna pentru o situație de urgență atunci când este nevoie. Cum a zis și colegul meu, mai bine să sune degeaba decât să fie în pericol viața lui sau a altor persoane. E mai ușor să, dacă ai văzut că au rămas câteva persoane izolate, sună tu la 112, cel care ai văzut situația, nu trimite filmulețe sau le postezi pe Facebook sau le te duci și la presă. Mai bine le sun la 112 ca să nu așteptăm să apară... Nu, Marina, poate să posteze filmulețe, dar după ce a sunat. Aici e vorba. După ce a sunat, poate să sune, pentru că în definitiv omul consideră că faci un lucru bun. Deci, să sune la 112 în principal, da, ca să putem ajuta cetățenii. Să nu, dacă dumnealor, de exemplu, la Comuna Poiana, Piatra Șoimului, au constatat că persoanele respective sunt izolate, puteau să sune din momentul în care au văzut la 112, ne deplasam acolo, constatam că era nevoie sau nu era nevoie de intervenția noastră și nu ne duceam la ora 22 când era deja întuneric afară. Da, este corect ce spuneți în principiu. Da, trebuie să sune la 112 pentru că ajută și pe om și vine cineva specializat în salvări cu dotări pentru respectiva problemă. Pe de altă parte, faptul că oamenii nu sună la 112 denotă și altceva. Faptul că ei
Și nu vorbesc aici de ISU, de pompieri. Oamenii, în general, încep să evite interacțiunea cu ce înseamnă organe de stat. Și nu mă refer încă o dată poliției. Ei încearcă să evite interacțiunea asta pentru că de multe ori consideră că interacțiunea nu se face așa cum și-ar dori ei. Și eu vă dau exemplu apropo de 112. De ce nu sună lumea la 112? Sunt la 112, de exemplu, domne, la 3 case de mine, de 4 ore cântă muzica și e foarte tare. Păi sunați la poliție. Eu am sunat la 112 pentru atâta lucru. Și de aceea încrederea populației merge. Și nu e normal, pentru că ISU de fiecare dată se duce când este. Ați văzut că s-au întâmplat. Dacă îmi permiteți, haideți să nu, să nu le comparăm. Ceea ce spuneți dumneavoastră, clar, are o importanță. De nivelul de încredere. Dar are o importanță. Aici vorbim de chestiuni care sunt capitale, care pot să ducă la pierderea vieții unor oameni. Știu, dar oamenii așa gândesc. Și dacă o chestiune pe care am întâlnit-o și la care vreau cu ocazia asta să răspund. De asta ne întreabă oamenii de câte ori mergem la orice fel de intervenție sau o parte din oameni, în general oamenii mai simpli, care nu au, să zicem, informațiile foarte la îndemână, cât trebuie să plătească pentru intervenție, pentru... Nu există așa ceva. Suntem un serviciu public care suntem creat pentru a ajuta oamenii la nevoie pe tiparul situațiilor de urgență sau în domeniul situației de urgență și nu se cere niciun fel de taxă, nu se plătește nimic. Ne ducem, ne facem treaba, ne-am strâns toate accesoriile și ne-am întors la subunitate. Asta e treaba noastră. Pentru asta existăm. Cum este posibil ca în anul 2021, când te duci să salvezi, te întrebe cineva cât costă? Da, deci nu există. Vedeți? Lucrurile acestea, la un moment dat începuse, și știu că faceți tot timpul lucrul ăsta, campanii de informare. Campanii de informare care ar trebui făcute nu numai de ISU, ci și de autoritatea publică locală. În comune mai ales în zonele izolate, oamenii ar trebui, nu știu, o bucățică de hârtie așa, pe care să-i o dea primarul, cu autoritatea pe care este investit, în care să-i spună: dacă se întâmplă ceva, suni la. Dacă se întâmplă ceva, faci asta, faci asta, faci asta. Sunt unități administrativ-teritoriale din județul Neamț în care se întâmplă aceste lucruri prin serviciu voluntar pentru situații de urgență. Pentru că serviciu voluntar pentru situații de urgență, la începutul fiecărui an, tocmește un plan de informare preventivă, de desfășurare a activităților de informare preventivă, un plan de control la gospodăriile populației. În schimb, cetățenii sunt un pic reticenți când vine cineva de la primărie sau chiar dacă vine cineva de la ISU și merge din poartă în poartă și le spune: aveți grijă, curățați-vă coșul înaintea sezonului rece, nu curățați-vă șanțul din fața porții, nu aruncați gunoaie. Cât de important era acum, în anumite localități, fie curățat șanțul și să existe acea scurgere naturală. Am văzut un exemplu pozitiv când serviciul voluntar dintr-o comună foarte apropiată a mers din proprie inițiativă la cetățeni și a evacuat apa fără a mai fi nevoie de intervenția ISU. Înseamnă că sunt unități administrativ-teritoriale unde se desfășoară astfel de activități și de informare preventivă, dar și de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență. Este important ca cetățenii să aibă încredere că dacă sună la 112, vom veni în sprijinul lor. Ați văzut, de multe ori am avut misiune de blocare a unor uși din municipiul Piatra Neamț și din alte municipii. Chiar dacă nu, până la urmă s-a dovedit a fi o alarmă falsă, noi ne-am deplasat, din fericire. Ați văzut că ne-am dus și am scos și animale din puțuri. Ne ducem și ne facem datoria acolo unde ne solicită cetățeanul. Dacă cetățeanul nu ne solicită, noi nu putem să mergem în sprijinul lui. Nu știm că este nevoie de noi. Deci această interacțiune ar trebui să fie, mă gândesc poate chiar că în perioadele astea de criză, așa, poate ar trebui găsit o soluție de sunat mai direct, nu știu cum, nu-mi dau seama. Dar există pe
site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență există numărul nostru de telefon la care putem fi apelați 24 din 24. Primim sesizări și pe pagina de Facebook a instituției, răspundem în timp util, ne deplasăm la locul evenimentului dacă o persoană ne solicită. Deci noi încercăm să fim prezenți, numai că cetățenii să înțeleagă și să aibă încredere că suntem aici pentru ei, nu doar ca să venim la serviciu. Pentru ei se suntem. Se vede pe fapt, pe fețele dumneavoastră că nu sunteți chiar foarte odihniți în perioada asta, ca să spun așa, și că ați venit la serviciu doar ca să veniți la serviciu. Trebuie să fac o mărturisire, deși au ajuns cu 30-40 de secunde înainte de a începe emisiunea, domnul Grancea preluați schimbul? Eu sunt cel care verifică preluarea, predarea misiunii de către turele. Și asta se face la și 20. Au făcut un tur de forță ca să ajung aici. N-am avut timp să pregătim absolut nimic, deci ceea ce vedeți dumneavoastră aici este o discuție făcută așa ad hoc. Nu ne-am pregătit decât cu filmulețul respectiv pe care am zis că îl arătăm, tocmai pentru a ilustra faptul că pe de o parte îi lăudăm pe cei care l-au scos pe om, pe de altă parte trebuie gândit că se poate întâmpla o nenorocire și e mai bine să vină oamenii care se ocupă cu așa ceva. Totuși eu, când vorbesc despre situațiile astea, mă gândesc tot timpul cum pot fi ele prevenite. A zis că aveți o hartă de risc sau există o hartă de risc în județ. Această hartă de risc a scăzut ca puncte în timp și mă refer aici la faptul că s-au făcut lucrări de hidroameliorare. S-au făcut lucrări, diguri, sau ea este aceeași? Este aceeași constanță? Sunt chestiuni care țin odată de evoluția fenomenelor. Da? Dacă e să ne referim ca luăm ca eveniment de bază ploile puternice din anul 2018, când până la data de cu mici, să zic, greșeli, dar până la data de 18-19 iunie au fost 110-120 de litri pe metru pătrat, iar în noaptea de 18 spre 19, 104 litri în 2 ore și jumătate, atunci clar nu mai putem vorbi de harta de risc, ci de zona în care s-a manifestat această descărcare. Deci acolo deja s-a depășit, da. Deci aici nu vorbim, clar nu vorbim de așa ceva. Acolo unde sunt asemenea evenimente, da, le dăm deoparte. În schimb, în celelalte zone pe care am spus că le cunoaștem, țin o dată de amplasare, nu știu, nu cunosc, nu sunt specialist în zona asta, dar fiind clar, o localitate mai sus, cealaltă mai jos, toată apa se adună în localitatea de mai jos, este construită în zonă care e lăsată de la Dumnezeu, așa. Nu știu dacă putem să facem ceva în satul Vădurele, din comuna Alexandru cel Bun. Ce am văzut în acești ani este că a scăzut ca intensitate. Deci găsim, poate și având în vedere ce spunea colega mea, că oamenii sunt mai conștienți, curăță șanțurile și au grijă, că știu că li se întâmplă și se preocupă. Cel puțin asta e ceea ce am văzut evident. Au scăzut ca intensitate. Am avut situații foarte mari când erau în curți, chiar în case a ajuns apa și am văzut acum că au ajuns în curți, au ajuns în beciuri pe care oamenii deja știu că nu au ce să le mai facă. Sau în localitatea Pângărăcior, pe malul Bistriței. Acolo dacă a crescut apa, este digul deasupra gospodăriei. Este o fizică simplă. Nu avem ce să facem acolo. Chiar nu știu, nu aș găsi. Bun, aici sunt o mulțime de lucruri. Modul în care au evoluat. Da, deci ca intensitate au scăzut. Zonele, din punctul meu de vedere și cunoscându-le și trecând an de an prin ele, sunt cam aceleași. Deci și cred că cetățenii ar trebui să conștientizeze atunci când își construiesc o casă să nu meargă într-o zonă de risc. Pentru că se știu care sunt zonele de risc. E foarte frumoasă priveliștea sau view, cum se spune mai nou. Dar trebuie să avem în vedere că acolo există riscul de producerea inundațiilor sau alunecărilor de teren. După aia plângi că nu ai ce face. Aici intrăm într-o discuție care ține de autorizări, de autoritatea publică locală. Dar întâi trebuie să țină de omul care își construiește locuința acolo.
Bine, în mod normal, un om nu poate construi o locuință fără autorizație. Autorizația are în spate, inclusiv, cred că de la dumneavoastră trebuie să obțin un acord. Doar de la primărie, cred că, pe locuințe nu. Proprietăți private, nu. Nu, ce doar operatori economici și instituții. Bun, în județ am avut probleme pe la nivel de infrastructură, de copaci, de drumuri, de ceva unde ați fost solicitați? A fost doar în comuna Borca, unde a căzut arborele și a intervenit serviciul voluntar și din ce am văzut în presă că a apărut, undeva, cred că în comuna Ceahlău sau în orașul Bicaz, că nu știu foarte bine axialul pe ce parte este acuie unitatea administrativă teritorială. Bicaz, dar și de Ceahlău. Pe acolo au mai căzut arbori, dar și la Ceahlău și la Bicaz avem serviciu voluntar pentru situații de urgență dotat cu auto specială și sunt foarte prompți în orice situație de urgență care le este încredințată. Pe perioada următoare ce se anunță? Ați fost... Din fericire se anunță o perioadă în care... Deci mai liniștit din punctul de vedere al apelor. Să vedem cu incendiile. Sau cu seceta. Da, sperăm noi că prin emisiunile la dumneavoastră, prin emisiunile la care participăm, prin mesajele transmise pe orice fel de canal, oamenii încep să conștientizeze de riscurile la care se supun dacă nu respectă anumite reguli. Cred eu, cum spunea colegul meu, că dacă anul trecut la Vaduri am avut inundații din cauza că cetățenii nu aveau șanțurile curățate și podețele, eu nu cred că s-a mai întâmplat anul acesta, pentru că sigur și-au luat măsuri, mai ales când s-a auzit că vine ploaia. Sperăm că vom avea o perioadă liniștită, dar cetățenii să aibă încredere că noi suntem pregătiți și ne pregătim permanent pentru a interveni prin exerciții, aplicații, pregătirea cunoașterii tehnicii de luptă. Deci încercăm să fim... Din nefericire, antrenamentul nostru cel mai important este intervenția. Și chiar am avut. Deci mă uitam așa pe o situație transmisă de dumneavoastră și dacă faci un calcul al intervențiilor raportat la zilele lucrate, ajunge un număr de intervenții pe zi destul de important. Dacă după aceea faci calculul în tehnica folosită, în resursele folosite, e un efort constant, aproape zilnic, dar cred că zilnic nu există. Nu cred că aveți o zi fără un eveniment, pentru că aveți și partea cealaltă de prim accidente, ajutor. Prim ajutor. Și lucrurile sunt atât de multe, câteodată stai și te gândești cum reușiți cu efectivul pe care îl aveți. Pentru că nu știu dacă efectivul este la nivelul necesar în momentul acesta. Avem acest statut, avem statutul de militar în primul și în primul rând. Avem obligația și răspunderea misiunii noastre și atunci, clar, colegii pe care îi avem cu toții purtând această uniformă știu la ce s-au înhămat, ca să vorbesc așa mai pe înțelesul tuturor, și nu avem probleme în acest punct de vedere. Oricând a fost nevoie, chemat din timpul liber, pentru că asta presupune statutul pe care îl avem. Da. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți. Am zis să marcăm astăzi în emisiune și efortul depus, dar și faptul că trebuie ca interacțiunea cetățean-ISU să existe de fiecare dată când e necesar o intervenție sau se consideră că este necesară o intervenție. Sincer, eu mă bucur și când văd că sunt salvate animale din, mă rog, de pe unde or fi ele salvate, e bine. E ok, da? Mă bucur și mai mult când putem preveni salvarea vieților omenești. Vă doresc cele bune și vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua de astăzi. Ne scoatem pălăria care mai avem, pălărie, și purtăm în fața celor care lucrează în zona respectivă și nu ezitați să-i căutați când situația o impune. Cele bune, la revedere!